Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Urmărim pentru început cele mai importante titluri ale ediției. Trupul lui Emanuel Savin, primarul ales al stațiunii Bușteni, a fost depus luni la prânz la mănăstirea Caraiman. Acesta a decedat după ce a făcut un stop cardiorespirator în timpul unui meci de fotbal. Călătorii care sunt răciți sau prezintă simptome vizibile de gripă, considerați contagioși, vor fi dați jos din tren la prima stație. Acest lucru este prevăzut în noul regulament privind transportul pe căile ferate. Condiții schimbate pentru atestarea asistenților maternali conform noii legislații. Printre modificări se numără vârsta minimă pentru a putea deveni asistent maternal, care va crește de la 18 la 21 de ani. Trupul lui Emanuel Savin, primarul ales al stațiunii Bușteni, a fost depus luni la prânz la mănăstirea Caraiman. Familia, apropiații și prietenii au putut să stea la căpătâiul omului politic, care era extrem de îndrăgit. Acesta a decedat după ce a făcut un stop cardiorespirator în timpul unui meci de fotbal, sport pe care îl practica cu plăcere. Înmormântarea va avea loc miercuri după prânz. Bun găsit încă de la ora 13. Sigurul cu trupul neînsuflețit al primarului ales Emanuel Savin a fost adus aici la biserica din cadrul mănăstirii Caraiman. Deja de la primele momente la care a fost depus aici, foarte multe persoane au venit să aducă un ultim omagiu celui care a fost până în 2016 primarul stațiunii Bușteni și care fusese reales în funcție acum pe 9 iunie. Foarte mulți politicieni au în spațiul public despre relațiile pe care le-au avut de-a lungul timpului cu Emanuel Savin. Era un om bun, spuneau aceștia, tot timpul era aproape de cei aflați în suferință și nu de puține ori era atent la nevoile celorlalți. Ei bine, acesta va fi înmormântat miercuri după orele prânzului, potrivit unor date din rândul apropiaților lui, familiei lui Emanuel Savin, și este așteptată să ajungă aici chiar și Simona Halep, tenismena care este cetățean de onoare al stațiunii Bușteni, bineînțeles, și o apropiată a familiei Savin, care a și postat în spațiul online un mesaj în care spunea, le transmitea copiilor lui Emanuel Savin să aibă putere și să poată să treacă așa cum trebuie peste această perioadă, la fel și alții politicieni care l-au cunoscut și cu care au avut o relație bună de-a lungul timpului. Călătorii care sunt răciți sau prezintă simptome vizibile de gripă considerate contagioase vor fi dați jos din tren la prima stație. Acest lucru este prevăzut în noul regulament privind transportul pe căile ferate. Noul regulament privind transportul pe căile ferate va impune călătorilor care prezintă simptome de boală să nu circule cu trenul, altfel riscând să fie dați jos din acesta. Noul set de reguli îi nemulțumește pe oameni. Opinia mea nu este cea mai bună abordare, pentru că este strănutul un simptom și al pur și simplu al alergiei sau sunt alergii de sezon, chiar și tusea poate să fie o simplă negare, adică nu știu cum poți să diminuezi exact sau nu știu cum să stabilești exact care sunt limitele, adică dacă strănutul odată sunt dat afară. E o abordare greșită, adică nu poți să stabilești exact dacă un om e răcit sau e contagios de la un strănut sau o tuse. Într-un fel e bine, pentru că evit să contaminez pe altcineva, dar și eu, săracii, cu ce să călătorească? Sau să facă un vagon special pentru cei care sunt bolnavi. Altă soluție, nu, mască obligatoriu dacă e. Păi din punctul meu de vedere, toți ar trebui să beneficieze de transportul ăsta la comun, indiferent, cred că s-ar găsi situații mult mai legere să aplaneze situația asta, nu neapărat să nimeni lasă să circule. M-ar trebui să-i pună să poarte măști sau, nu știu, în cel mai rău caz poate să vină cu un aviz de la doctor în care spun că sunt apți să călătorească, dar nu mi se pare normal dacă eu mă duc să cumpăr bilet și pe aceea mur și tușesc sau fac ceva să mă dea controlul afară. Oamenii susțin că există multe alte nereguli care ar trebui îndreptate în ceea ce privește transportul feroviar. Păi cred că ar trebui în primul rând, nu știu, noi vagoane, absolut, adică sunt băile, sunt într-un stadiu foarte rău, chiar și vagoanele în sine, scaunele foarte multe sunt rupte sau e foarte multă mizerie, cred că ar trebui alocate mai multe fonduri în transport, pentru că e foarte multă lume care se folosește de transportul feroviar, inclusiv... Vorbesc urât, plus condițiile din tren.
nu aer condiționat. Mizerie la pecioc. Aer condiționat noi. Asta e crucial. Să pună aer condiționat, da. Să fie mai rău. E saună. Noul regulament se află acum în dezbatere publică. Condiții schimbate pentru atestarea asistenților maternali. Conform noii legislații, printre modificări se numără vârsta minimă pentru a putea deveni asistent maternal, care va crește de la 18 la 21 de ani. Asta în timp ce liceul devine obligatoriu pentru cei care vor să ia în grijă copiii. Cazurile de abuz asupra copiilor aflați în grija unui asistent maternal din ultimii ani au dus la schimbarea legislației. Printr-o ordonanță de guvern se impun noi condiții pentru atestarea asistenților maternali. Practic, după 21 de ani, venim cu modificări ample în urma controalelor efectuate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în egală măsură în urma sesizărilor primite la telefonul de urgență 119, dar și a unor controale neanunțate efectuate din partea mea și a echipei de la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Toate acestea au dus la înăsprirea condițiilor pentru ca toți cei care doresc să fie asistenți maternali să beneficieze de o pregătire în prealabil. Viitorii asistenți maternali trebuie să dea dovadă de mai multă maturitate și responsabilitate. Dacă până acum vârsta minimă pentru a deveni asistent maternal era de 18 ani, acum această vârstă minimă a fost ridicată la 21. De asemenea, încă o modificare importantă, să spunem noi așa, și care sigur cred că pe viitor ne va aduce ceva greutăți în identificarea și în atestarea de noi asistenți maternali, este acela că trebuie să îndeplinească un anumit nivel de școlarizare, și anume să fie absolvenți de liceu. Conform noilor reglementări, există acum și limite în ceea ce privește numărul de copii luați în plasament. Alte modificări de substanță, un număr maxim pentru copiii care pot fi dați acestor asistenți maternali în grijă, în sistemul de protecție specială, numărul maxim de 2 copii, cu excepție acolo unde avem frați. O altă prevedere, pensionarea conform codului muncii. Până acum, cei care muncesc în acest sistem puteau să solicite să aibă copii în grijă chiar și după vârsta de pensionare, așa cum prevede codul muncii. Desigur, vor fi excepții, situațiile tranzitorii pentru copiii tineri care se află în momentul de față în grijă acestor asistenți maternali pentru a nu trece prin alte traume. Totodată, diferența de vârstă între asistent și copil nu va putea depăși 47 de ani. Asistenții maternali vor fi evaluați la fiecare 2 ani de o echipă multidisciplinară și vor urma cursuri de perfecționare în fiecare an. Persoana nu poate deveni asistent maternal dacă a depășit vârsta legală de pensionare, a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei, sau are în familie membri peste 14 ani sau adulți care de asemenea au fost inculpați pentru diverse fapte penale, au un istoric cazuri de violență în familie. În organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova sunt prevăzute 416 posturi, din care doar 282 sunt ocupate. În prezent însă pot fi scoase la concurs doar 16 posturi, celelalte fiind blocate. Direcția Sanitar-Veterinară Dâmbovița a făcut zeci de controle tematice în unități de alimentație publică, tabere școlare, creșe, grădinițe sau pensiuni turistice din județ. Verificările au scos nereguli la iveală, astfel că au fost date și amenzi. În perioada 21 iunie-1 august, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița a făcut 45 de controle la nivelul unităților de alimentație publică, tabere școlare, creșe, grădinițe sau pensiuni turistice. S-a verificat respectarea de către operatorii economici a condițiilor de înregistrare și funcționarea unităților, a modului de întreținere și igienizare a spațiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor
serviciilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime și a produselor finite sau a cerințelor privind etichetarea. În urma controalelor, pentru neconformitățile și deficiențele constatate, au fost date 9 amenzi în valoare de 122.000 de lei și 4 avertismente. Principalele neconformități identificate și sancționate în această perioadă au fost neîntreținerea spațiilor, echipamentelor, ustensilelor în condiții corespunzătoare de igienă, depozitarea produselor alimentare în condiții necorespunzătoare care pot determina contaminarea acestora, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare de origine animală și non-animală, lipsa documentelor de proveniență, încălcarea normelor sanitare privind demonstrarea trasabilității, comercializarea produselor alimentare fără respectarea condițiilor de igienă sau în spații neaprobate sanitar-veterinar. Peste 3.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă anul acesta cu sprijinul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova. Cu detalii venim în câteva momente. Pe 6 august este singura dezlegare la pește din postul adormirii Maicii Domnului. Mulți dintre cei care postesc s-au aprovizionat de astăzi cu pește. În fiecare an pe 6 august, credincioșii ortodoxi prăznuiesc schimbarea la fața Domnului. Cum este sărbătoare cu cruce roșie și pică în postul adormirii Maicii Domnului, în această zi este dezlegare la pește. Astfel, comercianții se așteaptă la vânzări mai mari în preajma acestei sărbători. Ce pește se vinde cel mai bine? Acum, în perioada asta, tot felul de pește. Preferințele, fiecare cu gustul lui, știți cum e. Nova, păstră, dorada... Crezi vânzările că mâine dezlegare? Da, da, credem, sperăm. Tot felul de pești. Adică, da. Ce aveți? De toate. Mulțumim lui Dumnezeu. Mulțumesc. Așteptați să crească vânzările mâine că e dezlegare la pește? Vânzări sunt așa că de cât, acceptat. Clienții au apărut chiar și cu o zi mai devreme. Ce fel de pește? Caras, crab, caras și mai ieftin. Cum vreți să preparați? Prăjit. Da, e dezlegare și trebuie să ținem post. Țineți post, da, da, da. Peștele săracului. Adică? Adică macro. Și cum îl preparați? La grătar. În folie și prăjit mai puțin, pentru că face rău. Țineți post în perioada asta? Da. Un pește. Ce fel de pește? Macro. Cum vă gândiți să-l preparați? La grătar. Că se mănâncă pește. Prăjit, usturoi și cu mămăligă. Dar nu v-ați hotărât de care proaspăt. Să vedem să fie proaspăt, caras. Prețurile cum sunt? Păi nu sunt prea bune. Sunt mari. Ce pește ați luat și cum îl preparați? Crap. Fript. Prețurile cum sunt? Modice. Ce fel de pește vreți să luați? Vroiam, unde sta? Da, vă rog. Cum îi zice? Crap, ceva... Cum vi se par prețurile? De-abia am venit, nu m-am uitat așa la... Toate sunt mari. Țineți post în perioada asta? Da. La halele centrale din Ploiești, unde se găsește cea mai mare piață de pește din Prahova, un kilogram de crap viu costă aproape 30 de lei. Asta în timp ce prețul pentru dorada sau biban depășește 40 de lei, iar somonul rondele se vinde cu 80 de lei. Muzeul Județean Buzău s-a calificat în marea finală pentru obținerea premiului DASA, distincție oferită anual de către Academia Europeană a Muzeelor. Alte 9 muzee din Europa sunt în competiție, tema de anul acesta fiind oportunități de învățare. Muzeul Județean Buzău s-a înscris la începutul acestui an în cursa pentru prestigiosul premiu DASA conferit anual de către Academia Europeană a Muzeelor. Tema de anul acesta a competiției se numește Oportunități de învățare. În urma unei jurizări riguroase făcută de un juriu internațional, Muzeul Județean Buzău s-a calificat în marea finală, alături de alte 9 muzee din Europa. Muzeul Buzoian a prezentat juriului programe și proiecte ce se înscriu în sfera tematicii din acest an, precum Museum Bas, Muzeul din Cutie, seria atelierelor vocaționale, atelierele pentru gestionarea emoțiilor, întâlnirile în cadrul programelor de combatere a consumului de droguri și bullying-ului în școală, ora de istorie la muzeu sau Museum Smart. Câștigătorul premiului DASA 2024 va fi desemnat în luna octombrie.
Peste 3.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă anul acesta cu sprijinul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova. Numărul celor care au apelat la AJOFM este însă mult mai mare. Joburile pentru cei fără studii sunt cel mai greu de găsit. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă pentru a-și găsi mai ușor un job care li se potrivește. Primul pas este să ne înregistrăm, pentru că odată cu aceasta au loc aceste consultații pe care le dăm, adică informarea în primul rând, cum este piața muncii, profilarea, văzând documentele și făcând niște chestionare cu persoana respectivă, ne dăm seama de ce își dorește, ce poate să facă, ce îi lipsește, poate să o înregistrăm la un curs pe care și-l dorește. Pe baza profilului realizat, șomerii sunt îndrumați către locurile de muncă vacante potrivite. În prima jumătate a anului, aproape 7500 de persoane au beneficiat de asistență din partea angajaților AJOFM Prahova, 3000 au fost și încadrate în muncă. Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe au studii liceale. La polul opus se încadrează persoanele care fac parte din categoria numită greu sau foarte greu ocupabile. Dacă ne gândim la profilare, da, de la ușor ocupabil și până la foarte greu ocupabil, evident că cei ușor ocupabili nu rămân în șomaj foarte mult timp. Foarte greu ocupabili sunt cei care vin de la venitul minim de incluziune, da? Cu aceștia avem și această problemă de studii, pentru că neavând un ciclu de un ciclu terminat, deci ori 4 clase, gimnaziu, 10 clase minim, ca să urmezi o calificare cât de cât căutată pe piața muncii, suntem nevoiți să le dăm recomandări pentru clasele de a doua șansă, pentru programul Inspectoratului Școlar de a doua șansă. Agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă desfășoară pentru șomeri și cursuri gratuite de recalificare. Printre cele deschise în prezent în Prahova se numără cursuri de ajutor de bucătar, masor, cofetar, agent de securitate sau referent resurse umane. Lupii au jucat în deplasare. Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești au remizat în etapa a patra din Superligă. Scorul final al partidei a fost 0-0. Pentru petroliști a venit și primul punct din deplasare. Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești, o partidă care s-a încheiat 0-0. După meci, antrenorul Universității Craiova a participat la o conferință de presă. Gâlca a fost nemulțumit de prestația elevilor săi. Am avut o primă repriză chinuită, să zic așa, fără multă vlagă, după aceea s-a văzut că au și ieșit bine, doi jucători, unul la pauză și unul înainte, pentru că aveau probleme. Cred că din punct de vedere fizic n-am putut să ne ridicăm la nivelul acestui meci, cel puțin de la început. După aceea, a doua repriză, pus presiune mai multă pe adversari, am ajuns la poartă, dar nu am reușit să marcăm. Am demonstrat că nu putem să jucăm la 3 zile, la 4 zile, nu putem deocamdată, că nu suntem pregătiți, am mai spus-o și din punct de vedere fizic, ne mai trebuie mult, la mai mulți jucători, pentru că n-au venit la timp. Și astăzi s-a dovedit că așa este, că nu putem. Nu suntem la un nivel fizic foarte bun. Pentru Petrolul a fost astfel punctul cu numărul 5 al sezonului. După 4 etape scurse, lupii sunt la granița dintre play-off și play-out. Urmează un nou meci extrem de dificil luni, 12 august, de la ora 19, pe Ilie Oană contra Universitatea Cluj. Echipa din Crâng a luat bătaie în deplasare în etapa a patra a Superligii. Meciul Dinamo-Gloria Buzău s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 4-1. Partida dintre Dinamo București și Gloria Buzău s-a disputat pe stadionul Arcul de Triunf din București. Meciul s-a încheiat cu scorul 4-1 în favoarea gazdelor. Înaintea meciului aveam mare încredere că putem să obținem un rezultat bun astăzi. După primele 10 minute la fel,
început bine jocul, am stat doar în jumătatea adversarului. Iar după aceea am început să comitem așa niște greșeli foarte, foarte, foarte ușoare, foarte simplu. O minge aruncată la bătaie. Nu a respins-o așa cum trebuie, a rămas minge la politic și am primit gol. După aceea, golul 2, o fază simplă, o minge la margine, la Abdallah. Nimeni nu a mers să-i facă presiune. I-a dat timp, spațiu, a venit o centrare, după care lipsă de marcaj și așa ne-am văzut conduși cu 2-0. La 3-1 nu s-a mai putut face nimic și am primit și golul 4. Cam asta am văzut eu de pe margine. Prepeliți a precizat că va analiza atent meciul. Ești neputincios pe margine când vezi atâtea erori neforțate, pentru că nu poți să-i ajuți cu nimic. În contextul dat, ce puteți schimba până la jocul cu Adi? Păi, în primul rând, atitudinea. Pentru că știam că Dinamo are individualități și au jucători buni, dar nici la nivel de determinare nu am arătat așa cum îmi doream. În urma rezultatului, în clasamentul Superligii, Gloria Buzău se află pe locul 9 cu 4 puncte. Iliuță Nicușor și Robin Mihai, sportivii secției de Chempo ACSM Ploiești, participă la campionatul mondial de MMA de la Abu Dhabi. Doi dintre sportivii secției de Chempo ACSM Ploiești, Iliuță Nicușor și Robin Mihai, participă la campionatul mondial de MMA pentru juniori. Competiția se desfășoară în perioada 5-11 august pentru al treilea an consecutiv. Concursul adună la start peste 800 de sportivi din 45 de țări și se ține în capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi. Campion național de full Chempo în luna mai la București, cei doi sportivi de la ACSM Ploiești fac parte din delegația care va reprezenta România la cea mai importantă competiție a sezonului. Doamnelor și domnilor, știrile au ajuns la final. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Eu sunt Ioana Catană și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!